la cei doi tineri din Cuvântul lui Dumnezeu, le-au adus la cunoștință cum să meargă, cum să fie supuși, cum să asculte, și care și mai mari și care și mai mici. Adică, trebuie să sunt de el, voi, care și mai mari și care mai mici. Vreau să știți, o spun după cuvânt care este scris, că nevasta te și supusă bărbatul, nu? Și bărbatul trebuie să iubească nevasta. Dar nu iubitul cu palma sau cu pumnul sau cu pumnul. Nu. Iubitul cu cuvinte bune, uite, pe nume, cum ziceam, mai și Găionica, cum ziceam, uite, n-ai făcut bine și n-ai făcut bine din coașe. Dar este și mulțumesc, bărbățele, mulțumesc frumos. Uite, n-am doar vizit să fac, uite. Și așa că trebuie cu cuvinte bune, nu cu strușii gole, strușii cuvinte așa cum spune brutale, să nu numești nevastă cu cuvinte de animale, că n-ai luat animal, ai luat o nevastă. Nu s-o faci să fie, că eu am găsit și așa am întâlnit în viața mea, că am o leacă de ani de credință, 75 de ani de credință, și am întâlnit așa că unii femei au sărit la bărbat la bacaie, că au dat și văd o tripoare. Apoi nici așa nu e așa. Așa că trebuie de gândit după cuvântul Dumnezeu din mărți frumos, de supus, de ascultat. Uite, unic, ce să fac? Uite, tu mărișicul, cum te-am uit, toți faci așa, toți faci așa, de așa, și așa cuvinte bune. Și așa eu zic că putem propăși. Pentru niște, pentru că evrei, 12 cu 14, este acolo așa. Urmăriți pașa și sfințenie care care din noapte pe Domnul. Așa că în frate noastră, cum am intit și frate, să urmărim pașa și sfințenie. Fără care nimeni nu are de dacă nu ai să ai lucrurile astea, nu ai să te întâlnești acolo cu Hristos, așa cum a venit slava ta. Când va veni Hristos, întâi vor avea și mort în Hristos. Iar noi și vin într-o clipă, într-o clipă de unde o schimb, un și schimbat, și am să vină pe Domnul Dumnezeu. Și hai să ne silim așa între privințele, că vremea de medică aproape, și să fim liniștiți, să fim pocăiți, să fim smeriți, femeie și supusă bărbatul, bărbatul să viască nevastă, așa în fete lucruri, frumușel să asculte patul unui altfel, să mai și să nu oprească naștere și copii. Astăzi merge o vorbă foarte brutală, spusă domnul la radio, câte avorturi, sute și sute. Doamne, ferică, oameni credincioși, că există lucrul acesta, te-ai pierdut viața, degeaba te nu vrei credincioși. Așa că Dumnezeu vine cu un tat pe om, că tot plătesc, să mă opresc, dar și mă opresc pământ. Frate, și atât prin Psalmul 27, 28, cu 26, 28, cum omul este binecuvântat prin naștere de copii, când ești cu o vită rodătoare înăuntru casă. Așa că așa este binecuvântat omul care ține Domnul. Are câte câteva copii. Dacă eu am, de exemplu, am 150 de nepoți și nepoți. Și fiecare au și 10 copii, și 12, și mai mult, și mai puțin, dar de așa. Și așa că Domnul fie binecuvântat. Deci este după timp. Îi scris așa, să nu uitați un verset care vă dau la amintire. În evrei, în Ioan, capitolul 5, versetul 39, cercetați Scripturile pentru părinți că el îi dezgătesc de altă veșnic. Da, tocmai el mă atâțesc prin mine. Așa că cercetați Scriptura și a scris cum să trăiți. Domnul să vă binecuvânteze. Și cuvintele astea nu sunt mai pentru cei doi tineri. Eu vă rog, pe poporul ăsta care sunteți, nu opriți nașterea de copii. Nu mă temeți, nu smuleți de foame. Nu mă temeți. Eu am avut nouă copii și mulțumim Domnul. Pe aceea că nu spune și alții, care au trecut din viață, care cum a rămas, dar mulțumim Domnul. Așa că nu mă temeți. De ce spunem pe Dumnezeu să rămânem copiii Lui? De ce trebuie să știm foarte bine cum să ne purtăm și cum să mergem? Pentru că, de ce? Trebuie să mergem și hanecuri. Un moș, o
întâmplat, înseamnă și eu nică, cum mi-a dat cu noroi, le aveți trei noroi. Deci foarte bine, dar cum? Mănâncă bine și dorm bine. Apoi noi pentru asta numai să mâncăm și să dormim. Așa că se simt harnic cu oțelă, gospodăria noastră, așa își simt harnic și în lucrul Domnului. Așa cum se gătește lucrul împrejurul casă, nu se gătește lucrul nici în lucrul Domnului, nici o casă. Cât o trăia din nerucată lucrul Domnului. Și în casă din alte, cât o mădă de gospodăria din nerucată. Timp mă spune și un astfel de făcut în acasă. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să mă binecuvânteze și nu uitați niciodată. Și ți-a dat scripturile. Și tu s-a tocă și tu pus, așa cum se ia, și tu s-a tocă să o iubești. Tot? Ați făcut o grijă. Ați auzit noi pe voi, nu se întâlnește voi, cât o înșim de altfel, și Domnul va binecuvânteze în toate acestea. Amin.